Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, în emisie Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre această lege recent adoptată în Parlamentul Republicii Moldova. Este vorba de legea antifumat. Invitații noștri sunt Dumitru Sarencu, avocat, Asociația Promolex. Bună seara, ziua. Bine ați venit. Și Rodion Gavriloi, activist civic. Bună seara. Da, bună seara. Domnule Rodioi, de la dumneavoastră aș vrea să încep. Spuneți-mi, vă rog, cât era de necesară aplicarea sau adoptarea, mai bine zis, acestei legi în Republica Moldova și cât de mult a fost așteptată ea de către activiștii civici? Ea era necesară, în primul rând, pentru sănătatea publică. Și anume, noi cunoaștem că foarte multe boli de care suferă societatea noastră, ele sunt ca și cauzate într-o bună parte de fumat sau de alcool. Respectiv, era necesară o astfel de lege, mai mult decât atât ca să se respecte și dreptul la un mediu curat. Deoarece unii fumători era nevoit să suporte fumul de țigară în localuri sau pe drum, în anumite stații și respectiv erau foarte mulți nefumători care nu puteau să frecventeze aceste localuri. Respectiv, această lege era mult așteptată și noi avem mari speranțe între aceasta. Domnule Sărâncu, de pe 17 septembrie 2015, comercializarea produselor de tutun în gherete practic este interzisă. Ce ne spune realitatea? Haideți eu să încep cu o mică corectare, pentru că toți sunt juriste. Au intrat în vigoare nu o lege nouă, dar amendamente la o lege care o avem încă din anul 2008, dacă eu nu greșesc. Este legea cu privire la controlul produselor de tutun. Și amendamente la alte acte normative, cum ar fi, de exemplu, codul contravențional. Deci este un pachet nou de amendamente la niște acte normative în vigoare. Asta ca să nu ducem în eroare telespectatorii că avem o lege nouă. Legea de fapt era. În ceea ce privește comercializarea produselor de tutun, eu cred că oamenii care au activat mai mult în teritoriu, ca să spun așa, de exemplu, Rodion ar putea să ne spui mai mult dacă se aplică sau nu se aplică, însă per general, din percepția mea care eu am văzut personal ce am putut monitoriza, este că unii cum să le spun, vânzători sau comercianți de produse de tutun se supun rigorilor legii, alții continuă să încalce legislația și să comercializeze după vechile standarde sau practici pe care ei s-au obișnuit să le pună în aplicare de-a lungul timpului. De aceea, nu atât important amendamente la lege, cât, sigur, și asta e foarte important, dar un mecanism de control foarte riguros. Deci asta este ceea ce nouă ne lipsea, pentru că noi am mai avut tentative anterioare și legea veche stipula anumite obligațiuni, interdicții și așa mai departe. Dar mecanismul de control este practic deficient. Pentru că, spre exemplu, să vă dau un exemplu, noi am avut obligația de a verifica vârsta minorilor la comercializarea produselor de tutun și în redacțiile anterioare ale legii. Dar eu personal niciodată de câte ori am procurat la casele marketurilor și centrelor comerciale, nu am văzut ca oamenii care cumpără înaintea mea produse de tutun, țigări să fie întrebați despre vârstă. Niciodată nu am văzut să-i ceară cuiva buletinul de identitate. De aceea este foarte important prevederile A să fie în lege, dar mecanismul de control este absolut obligatoriu. Rămânând în albia ce spunea domnul Sarencu, cine este responsabil sau cine va controla aplicarea acestei legi? Da, depinde acum de care prevedere legală vorbim. Dacă noi vorbim despre locurile sau unitățile comerciale unde ar trebui să se vândă produsele de tutun, în practică noi avem două tipuri de unități comerciale. Sunt marketeri sau acele magazine sau supermarkete, asta e pe de-o parte. Și pe de altă parte, noi avem acele gheriete în tot municipiul Chișinău și în toată Republica. Iată, anume în aceste gheriete care sunt considerate de către hotărâri de guvern unități de comerț ambulant,
adică sunt temporare, este interzis de a comercializa produse de tutun. Însă, este posibil că domnul avocat ar putea să ne ajute, nu știu dacă această lege este retroactivă, adică dacă au primit deja acele autorizații de funcționare în care este stipulat că au dreptul să vândă produse de tutun, este, nu știu dacă această lege se aplică. Rugăm pe domnul Săsărencu. Eu să vă explic acum principiul general, legile nu sunt retroactive. Per se, ele în general nu sunt retroactive, doar dacă nu este stipulat expres că legea se va aplica retroactiv pe segmentul X, Y sau Z. Respectiv, dacă asta nu este stipulat nemijlocit în lege, atunci nu este retroactiv. Acum, eu am începând cu data de 17 septembrie 2015, de când a intrat acest pachet de modificare legislativ, a intrat în vigoare, am început să analizez acele ghirete, cel puțin în Chișinău, din diferite sectoare. Dar, într-adevăr, sunt acele autorizații în care să fie specificat produse de tutun, însă am depistat alte ghirete care funcționează de câteva luni fără nicio autorizație de funcționare sanitară, fără autorizație de la pretură sau de la primărie, de la autoritățile publice locale. Atunci au fost nevoiți să chem poliția și unele au primit amendă conform codului contravențional că comercializează fără a avea actele necesare, altele totuși au primit niște hotărâri din partea serviciului de supraveghere de stat a sănătății publice că nu mai au dreptul să funcționeze sau să mai vândă produse de tutun. Totuși, eu ceea ce mi-aș dori ca organele abilitate, și anume în cazul dat este Ministerul Sănătății sau Serviciul de Supraveghere de Stat Sănătății Publice, se verifice toate ghiretele care mai vând țigări, mai ales că iau lista cui au oferit autorizate și până când acestea sunt valabile, respectiv să analizeze și să tragă la răspundere cele care continuă comercializarea fără a avea aceste autorizații. Domnule Sărencu, cum se întâmplă asemenea situație? De ce se întâmplă că avem aceste ghirete fără autorizație? Din motiv că avem un sistem legislativ nefuncțional în care avem comercianți care își permit să comercializeze produse fără a avea autorizațiile necesare. Și aici nu e atât vorba de tutun, aici e vorba de în genere. Ceea ce a spus Rodion este de fapt foarte grav, de a nu avea autorizația de la Serviciul de Sănătate Publică sau alte autorizații necesare, asta pune, bine, dacă vorbim de tutun e una, dar dacă vorbim de produse alimentare și alte produse care pot să expire sau cumva să dăuneze grav sănătății, atunci cine va fi tras la răspundere? Cum pot ele să funcționeze? Cel mai probabil ele sunt expirate astfel de autorizații sau au fost instalate fără ca ele să fie în genere obținute. În acest caz, spune întrebarea cum lucrează autoritățile care ar trebui, de fapt, să supravegheze acest domeniu. Vreau să vrea chiar să adaug. Eu totuși cred că există și un lobby puternic din partea giganților de tutun, care influențează autoritățile competente ca acestea, fie chiar dacă legea a fost aprobată, măcar să rămână pasive, ca această lege să rămână doar în monitor oficial. Și aici eu cred că legea va lucra doar în cazul în care jurnaliștii, mass media, activiștii civici vor presa autoritățile ca această lege să funcționeze. De altfel, noi ne vom trezi cu exact cum avem mașinile parcate pe trotuar, poliția deja le ignoră, iar trecători, iar pietonii deja s-au obișnuit prin faptul că trotuarul lor este furat. Și respectiv, dacă noi vom rămâne pasivi, ne vom trezi iarăși cu această problemă. Aici este un factor foarte important, este vorba despre bani. Este vorba despre bani uriași, pentru că industria de tutun e o industrie care aduce sume colosale, pe care poate noi, oamenii de rând, nici nu putem să ne le imaginăm, de fapt. Iar banii colosali generează influențe, interese și așa mai departe. De aceea noi aici avem cetățeanul bine
cu, de bună credință împotriva unui sistem, de fapt, ceea ce a spus Rodion, pentru că, ce, pentru că presiunea sau lobby-le, aceste proceduri de lobby a giganților producători de tutun nu se rezumă doar la Republica Moldova, el, de fapt, este majoritatea statelor. Și nu trebuie să luăm ca ceva neapărat strict care se întâmplă la noi în țară și o să ne afecteze. Dacă ar afecta, ar afecta pe oricine. Însă aici trebuie să luăm în considerație că, într-adevăr, interesul cetățeanului și de fapt inițiativa acestui depinde cât de bine va funcționa. Eu vedeam, de fapt, 31 mai, 1 iunie, ziua când trebuiau să intre în vigoare aceste prevederi, ca data când trebuiau să fie începute niște controle foarte stricte la toate unitățile de comercializare acestor produse, masive controle pentru a se pune o linie, a strage o linie și a începe să vedem care din ele sunt buni, care funcționează, care nu se conformează regulilor, care pot să conformeze și vor înlătura neajunsurile și care nu își trebuie să lichidate. Dumitru, această procedură trebuia făcută încă nu din 31 mai, ci încă din septembrie anul trecut. Respectiv, Ministerul Sănătății știa când legea intră în vigoare și avea timp la dispoziție pentru spărghile necesare. Până la urmă. Și adică scopul acestei prevederi legale era ca să mai scadă din nivelul de accesibilitate, ca procurarea produselor de tutun, a țigărilor să nu fie atât de simplă și ușoară acum, nu doar la orice stație, ci de câteva ori până la următoare stație avem posibilitatea să cumpărăm țigări. Și dacă noi am atras atenția asupra acestor ghirete, anume prin acest mic geam din ghiretă, este foarte greu a controla dacă persoana este majoră sau nu. Dacă totuși în supermarket, eu totuși vedeam că sunt camere de luat vedere, vânzătorii au frică să vândă minorilor, aici totuși nu prea este posibil de a avea acest control. Mai mult decât atât, sigur că unii spectatori vor întreba, dar cum rămân cu locurile de muncă? Eu n-aș putea spune că acele sunt locuri bune, normale de muncă. În momentul ce persoana lucrează în 4 metri pătrați și neavând cele mai elementare condiții de lucru, n-au apă și n-au măcar o toaletă. Domnule Sărâncu, eu vroiam de fapt să revenim și să explicăm telespectatorilor noștri ce riscă o persoană care fumează pe stradă, spre exemplu, sau în locurile publice. Ok, asta este altă parte a monedei. Da. Deja nu mai vorbim de comercializare, vorbim despre consum. Vă referiți, sigur, la persoanele fizice. Da. Riscul amendă, dacă eu nu greșesc, o amendă de până la 1.500 de lei. 1.400. Da, amendă de până la 1.500 de lei. Ea este, de fapt, la discreția agentului constatator. Adică dar cine va sesiza aceste cazuri? Poliția? Nu știu, noi, cetățenii? Cum va avea loc acest proces? Legislația spune că în cazurile în care acest lucru se întâmplă în spațiile publice și este persoana fizică cel care încalcă legislația, agent constatator poate fi polițistul. Sau dacă este cazul o instituție subordonată Ministerului Sănătății, aceasta de obicei se referă mai mult la persoane juridice. Recent am văzut chiar un caz că a fost amendat un diplomat al ambasadei franceze. Da. Nu știu dacă e unicul caz de sancționare, însă cel puțin un caz deja de sancționare avem și în cazul respectiv agent constator este polițistul care spune. Dar nu doar polițistul poate să ia această inițiativă și să sancționeze. Aici orice persoană care vede că în spațiu public, într-un spațiu închis sau conform legislației se fumează, poate să sesizeze poliția și să arate că iată persoana dată fumează. Zic că aici e un proces mai dificil. Dacă se află într-o stație de transport public, este mai dificil, deoarece acolo lumea vine, pleacă. Da? Însă dacă se întâmplă, să spunem, într-o arenă, la diferite evenimente publice, într-o piață,
viață. Dacă acolo se fumează, evident că noi vom putea să luăm anumite probe, presupunem eu, cred că dacă vom putea să fotografiem, să filmăm persoana dată și atunci, în cazul în care noi chemăm poliția, să arătăm aceste probe și persoana dată va fi sancționată, cum am spus, la 1000 până la 1400-1500 de lei. Domnule Rodion, haideți să vedem ce se întâmplă cu acești proprietari de localuri. Din câte ați reușit dumneavoastră să vedeți? Ei s-au acomodat la noile prevederi? Spre mirarea mea, da. Multe localuri s-au acomodat. Eu nu am văzut până acum niciun local care să nu fie acomodat. Am văzut imediat, au scos toate scrumierele din localuri. Pe terase au pus anumite anunțuri prin care cer respectarea acestei legi. Practic, atât era nevoie de la aceste localuri să se limiteze ca să respecte legea. Și în cazul în care chiar o persoană va începe să fumeze, doar să-l avertizeze. Adică nu e nevoie să umble în urma acelei persoane. Și acum aceste spații noi le avem mult mai curate, mult mai aranjate. Iar acele localuri care au terase mai îndepărtate de la intrare, acele sigur pot să amenajeze spații pentru fumat. Și aici nu este doar beneficiul al clienților care vin, ci este și un beneficiu al angajaților care până acum sufereau de acest fum de tutun, posibil nu erau fumători și acum totuși au această libertate și un aer mai curat la locul său de muncă. Eu auzeam că chiar anumite localuri pe data de 31 mai la orele 12 au ridicat scrumierele și au cerut clienților săi să nu mai fumeze, ceea ce iarăși m-a bucurat. Dar noi avem nevoie iarăși de monitorizarea foarte atentă a tuturor localurilor închise, iarăși semi-închise, ca acestea să respecte legislația. Domnule Sărencu, se va respecta și interdicția de a comercializa produsele de tutun între orele 8 și 22? Sau 22 și 8, cer scuze. Eu sper. Aceasta nu prevede legea. Da, dar cel puțin a fost o prevedere care a fost discutată. A fost discutată, dar în pachetul de legi actual, ea nu se regăsește. Ea cumva s-a vehiculat prin presă, dacă nu greșesc, la începutul acestui an, sau poate anul trecut, dar această prevedere că nu se comercializează între anumite ore, ea nu există. A fost o hotărâre de lege, dacă nu greșesc, sau o lege, privind alcoolul între anumite ore, dar nu cel produs de tutun. Ar fi bune. Eu am văzut în unele țări ale lumii lucrul ăsta, după orele 22 s-a tras ar fi bună, ușa dar, la gheretă și atât, mai mult nu se comercializează. Dar nu este în acest pachet de lege sau de modificare a legii. Mie mi-a scăpat acest moment, dar mie mi se pare că eu am citit în lege. Domnule Sărencu, foarte mult în ultimii ani s-a discutat despre amplasarea acestor gherete raportate la instituțiile de învățământ. Da, aceasta este o problemă pentru că noi avem foarte mulți fumători în rândul minorilor, adolescenților, copiilor care frecventează instituțiile de învățământ, iar amplasarea lor nemijlocit pe teritoriul instituției sau în imediată apropiere era de fapt un factor catalizator. Acum noi avem această prevedere de a fi un distanță minimă de 50 de metri. 200. Între unități trebuie să fie de 200 de metri, iar dacă eu nu greșesc, de la instituția de învățământ trebuie să fie minim 50. Okay. Este o prevedere importantă pentru că școala este mediul în care copiii petrec sau minorii sau adolescenții petrec o parte foarte consistentă din timpul lor. Respectiv, a limita accesul lor la astfel de produse este, nu este o prerogativă, este o obligație de fapt a statului. Pentru că vă dați seama, modul de viață sănătos promovat din copilărie se va reflecta asupra întregii vieți, desigur. De aceea, eu nu știu cum se va respecta, pentru că în cazul respectiv noi legea spune că sunt împuternicite de verificare, monitorizare și control Ministerul Sănătății și Ministerul Educației. Asta presupune colaborarea sau conlucrarea lor într-un fel sau altul. Eu nu știu dacă s-a ajuns la
la un mecanism de facto de control, poate ne spune Rodion mai multe la capitolul respectiv. Eu nu știu dacă s-a ajuns la un mecanism de control de facto asupra acestor puncte nemijlocite, pentru că în viziunea mea ele reprezintă o categorie aparte și raza de 50 de metri în prejurul instituțiilor de învățământ trebuie să fie monitorizată mai drastic decât. Da, eu am trimis câteva petiții către Ministerul Sănătății în privință la această distanță. Cel puțin în legea 278, dacă nu știu, 200 de metri de la instituția de învățământ sau medicul sanitar până la o gheretă care are un spațiu până la 20 de metri pătrați. Deci trebuie să fie respectată această distanță. Însă, iarăși, sunt acele gherete care au autorizații vii care mai sunt valabile până în anul acesta sau până în anul chiar 2018, care iarăși, dacă corect a spus domnul avocat, nu sunt retroactive. Însă aici va fi nevoie ca să urmărească, ca nu cumva aceste ghirete cărora le-a expirat autorizație, totuși să fie lichidate sau cel puțin să nu mai poată vinde produse de tutun. Dar mai este încă o prevedere legală legată de aceste instituții, că pe teritoriul acestor instituții, chiar și pe spațiilor adiacent, adică, spre spunem, parcul unui spital sau unei clinici, stadionul și tot ce înconjoară o școală, o universitate, acolo este fumatul strict interzis. Chiar dacă este un spațiu deschis, spre spunem, stadionul unei școli, pe stadionul școlii este interzis de a fuma, chiar și maturilor. Deci, acolo este un spațiu în afara fumatului. Însă, iarăși, înțelegem, haideți să facem aici cel puțin o mică concretizare. Dacă ne referim la universități, atunci fumatul pe teritoriul acesta este categoric interzis. Și în interior, și în exterior. Adică nu se mai poate plasa loc pentru fumat, exact cum este, spre spunem, o clădire de agenți economici și mai departe de această intrare, la o distanță cel puțin 10 metri, de a plasa un loc pentru fumat, spre spunem, în spatele clădirii. Nu. Aici, în spatele clădirii a liceului, universității, clinicii, spitalului, nu mai este posibil de a fuma. Gata, aceasta este spațiul în afara fumatului. Chiar dacă acolo locuiesc, lucrează sau învață persoane mature, spre spunem profesori sau pacienți maturi. Deja este interzis. Un moment, Sarencu, vă rog, spuneți și, dar aici o să mai adaug cum este promovată prevederile acestei legi, pentru că bănuiesc că cel puțin e o poziție subiectivă. Cel mai mare tam-tam se face în capitală. Eu vreau doar să adaug la capitolul retroactivitatea legii. Faptul că legea nu se aplică retroactiv, asta înseamnă că persoanele care până în septembrie 2015, persoanele juridice, nu s-au conformat, nu au avut aceste autorizații sau nu s-au conformat acestor cerințe, nu pot fi sancționați până la acea dată. Însă faptul că ei trebuie să conformeze începând cu data asta, asta e absolut obligatoriu. Deci ei nu mai pot funcționa pe baza acelorași acte învechite sau lipsa acelor acte, ci ei nu pot fi sancționați pentru încălcările care le-au avut până la ziua aceea, în baza legii noi. Dar faptul că din ziua aceea trebuie să se conformeze și să obțină toate actele în regulă sau să restructureze sau să lichideze, asta este absolut obligatoriu. Deci asta aici trebuie să spunem. Atunci, pe mine aceasta mă bucură și eu sper că noi vom pregăti chiar un pachet de scrisori petiții care răspuns la ceea ce am primit acum de la Ministerul Sănătății. Și că eu, neavând aceste studii juridice, mi este mai greu să lucrez. Însă eu sper că domnul Sărincu o să mă ajute. Spuneți, cum este aplicată legea și cum este explicată, cum este înțeleasă pentru fiecare concetățean al nostru? Eu sunt avocat. Eu nu știu dacă sunt cel mai potrivit ca să răspund la modul cum se promovează, mai ales că a trecut destul de puțin timp de la ultimele amendamente care au intrat în vigoare. Cel puțin eu am văzut că media care are o acoperire națională, oricum noi, da, ea a reflectat acest moment că și s-a făcut destul de mult, să spun așa, destul de mult accentul s-a pus pe intrările în vigoarea noilor modificări.
modificări. Eu am auzit și emisiuni la radio, eu am văzut și emisiuni TV, avem și emisiunea de azi, adică cel puțin la nivel mediatic s-a acoperit și asta se referă la toată țara, pentru că eu bănuiesc că toată țara citește ziare și privește emisiuni. Ceea ce este un alt moment pe care eu cred și ar trebui probabil să-și l-asume autoritățile publice locale, inclusiv inspectoratele de poliție, inclusiv subdiviziunile Ministerului Sănătății, Ministerului Educației, de a avea cel puțin acele minim de prevederi legale care trebuie să le instaleze undeva pe panourile publice, pentru ca oamenii să fie la curent, într-adevăr că există deja o astfel de procedură. Eu sunt conștient de faptul că pe mulți nu interesează asta și oamenii au lăsate la oraș grijă mai importante, da, decât asta. Însă, la o anumită etapă, ar putea pentru fiecare să apară întrebarea pot sau nu pot să fumez în public, sau ar putea apărea întrebarea de ce s-a amendat eu în spațiu public, nu am drept să fumez. Și aici ar fi bine ca autoritățile publice locale, care le-am menționat, inclusiv agenții economici, ar fi bine să aibă acele prevederi undeva puse într-un loc public, ca ele să fie vizibile. Mulți, probabil, spuneți, telespectatorii vor întreba, ok, dacă acum nu am dreptul să fumez, dincolo ce nu am dreptul să fumez, unde să fumez? Da, dar aici era o întrebare pe care o lăsasem la final. Haideți, vă rog. Dar aici, spuneți, desigur, cum spuneam, ca tare, probabil, domnul Sisorenko mă va corecta, nu există un drept al fumătorilor. Există un drept constituțional la un mediu curat. Și respectiv și legislația internațională sau tratatele la care noi facem parte, de asemenea, confirmă că noi trebuie să oferim mediu curat, un spațiu curat. Iar persoanele fumătoare care ar dori să fumeze, autoritățile publice locale, acestea ar trebui să creeze acele spații, în conformitate cu legea, măcar să le marcheze undeva într-o anumite zone. Pot fi chiar și anumite parcuri sau anumite zone în care ele să fie delimitate, ca oricine să vadă că da, aici este delimitat, este un coș specializat în care noi, practic, să nu ducem acolo copiii, noi putem să nu ne plimbăm pe acolo, fiindcă e un spațiu special. Însă ce s-a întâmplat acum, cel puțin în Chișinău, ceea ce noi am observat, în toate stațiile de transport public s-a instalat un coș de gunoi, lângă acesta un coș mai mic pe care este scris aici se reciclează chiștoacele, iar o persoană care ar trebui să respecte legea într-un mod intuitiv vede acest coș mic și își dă seama intuitiv că aici s-ar putea defumat, respectiv direct în stație de transport public. Însă, anume în stație de transport public, amenda este până la, iată, 1500 de lei. Și acesta riscă să fie amendat pentru că credea el că va respecta legea. Și aici au indus în eroare autoritățile noastre locale. Primăria a indus în eroare în momentul când a instalat aceste coșuri. Iar prin oraș ar trebui să fie amplasate. Dacă ele nu sunt amplasate, eu cred că ar trebui să ne gândim exact ca și cu WC-urile publice. Dacă ele nu sunt, noi ar trebui să răbdăm. Fiindcă altfel noi nu putem să încălcăm legea. Domnule Sărăi, unde putem fuma? Eu vreau în primul rând să spun despre dreptul. Da. Sau lipsa dreptului la fumat. Desigur că explicit noi nu avem nicăieri un drept la fumat. În același timp, noi avem dreptul la viață privată. Și interpretând standardele internaționale, noi am putea undeva în cadrul acestui drept, pentru că el e foarte larg și cuprinde foarte multe domenii, dreptul de a fuma, dreptul de a consuma băuturi alcoolice, dreptul la distracție, ar putea fi undeva acolo să găsim un loc ușor. Teoretic. Cu toate acestea, Rodion are absolut dreptate, noi avem dreptul la un mediu sănătos. Mai mult ca atât, când avem o persoană care fumează și o persoană care nu fumează, într-un loc unde sunt obligate de circumstanță să fie împreună, atunci nu poate în niciun caz să prevaleze drepturile fumătorului, din simplu motiv că ele prejudicează sănătatea celorlalți. Și niciun drept nu poate să vină în limitarea sau restrângerea dreptului la un mod sănătos de viață și asupra sănătății mele. Unde putem fuma? Oriunde nu interzis. De facto. Acasă, dacă nu sunt copii minori,
în casă. Putem să fumăm în mașina noastră, în automobilul nostru, dacă iarăși nu sunt minori. Însă aici este o mică notă pe care mulți, chiar jurnaliști, o scapă. Dacă acest automobil este locul nostru de muncă, spre spunem, este taximetristul, este locul de muncă, el nu poate să fumeze, chiar dacă sunt și maturi, chiar dacă nu este nimeni în acea mașină, este locul de muncă. Dacă vi s-a dat o mașină ca să transportați marfă dintr-un oraș în altul și respectiv este locul vostru de muncă, iarăși aici nu este posibil de a fuma, adică în mașina de serviciu nu este permis, ci doar în mașina proprie, dacă nu sunt copii minori. Și, sigur, spațiile nepopulate, acolo unde nu sunt persoane pe care ar deranja acest fum de țigară. Iarăși, locurile special amenajate sau la locul de muncă, în spațiile deschise sau semi-deschise, dar iarăși mai departe de intrare. Probabil mulți au văzut că la intrarea în clădire, până acum noi aveam niște coșuri în care toată lumea fuma afară, fără nicio problemă. Însă, acum aceste coșuri ar trebui să fie la o distanță de vreo 10 metri până la intrare, ca persoane nefumătoare, dacă are nevoie să intre în acea încăpere, să presupunem este blocul său de locuit, sau este serviciul său, sau este vreun anumit magazin, un spațiu public, atunci el n-ar trebui să treacă printr-un nor de fum, ci fumătorii pur și simplu se distanțează la o distanță de 10 metri cel puțin. Și atunci iarăși devine spațiul acesta curat, dar și fumătorii își au locul în care să fumeze. Domnule Rodion, ce urmează să se întâmple cu publicitatea la radio, TV, cea de pe stradă și așa mai departe? Ca tare, în mare parte, publicitate noi nu mai avem încă din anii precedenți. Însă noi mai avem încă promovarea anumitor mărci de tutun. Și anume, pe data de 1 ianuarie, anul acesta, în 2016, promovarea și publicitatea produselor de tutun, sponsorizarea acestor promoții diverse, deja toate sunt interzise. Respectiv, un anumit comerciant, chiar dacă, să presupunem, chiar aceeași gherete sau un anumit supermarket, nu mai au dreptul să evidențieze o anumită marcă de tutun într-un mod mai deosebit. Respectiv, noi nu putem să avem costurile într-un mod obișnuit indicate, iar o anumită marcă ceva mai deosebit. Lumină din spate sau alte diferite elemente care ar promova anumită marcă de tutun. Însă aceasta se continuă în toate gheretele, pe fațada tuturor gheretelor și deasupra tuturor caseriilor din supermarkete. Toate sunt arhipline de promovare. Iarăși, eu cred că aici este influența giganților de tutun, care asigură pasivitatea autorităților publice centrale. Domnule Susarencu, pe parcursul documentării pentru această emisiune am găsit o prevedere, cel puțin mie mi-a strânit curiozitatea, din 2010 vor fi interzise comercializarea țigărilor cu diverse arome. 2020. Da, cer scuze, așa am zis, 2020. Da. De fapt, este vorba despre folosirea unor produse toxice, unor conservanți care dau fumătorii, știu probabil, care dau țigărilor diferite arome, de ciocolată, de mintă, de vișină, de... Aceste produse, aceste substanțe, conform studiilor Organizației Mondiale a Sănătății și altor organizații care sunt organizații de profil, sunt foarte, foarte toxice. Și ele, de fapt, sporesc riscul de cancer. În Moldova, 9 din 10 persoane care sunt infectate de cancer, cancerul provine de la produse de tutun. Respectiv, aceasta este o măsură pentru a, să spunem așa, evita acele produse care înrăutățesc considerabil calitatea tutunului, calitatea țigării care este comercializată. Raționamentul interdicției din 2020 eu nu-l cunosc personal. Probabil cine a fost în grupurile consultative de lucru cunoaște mai bine. Probabil acesta este un proces complicat de punct de vedere tehnic și economic. Probabil sunt stocuri
Probabil sunt contracte deja care nu pot fi amiabil reziliate și urmează fi dată o perioadă de grație, în perioada în care urmează agenții economici să conformeze acestor prevederi. Cert este faptul că este absolut obligatoriu. Eu, sincer, sunt convins de faptul că în 10 sau 100 de ani omenirea va pune în general în interdicție fumatul, pentru că este unul din cele mai nocive vicii care sunt și care sunt permise, seama la care unii oameni fac averi, restul mor. Mai este încă o prevedere legală care va intra în vigoare pe 20 mai 2020, este că va fi interzisă amplasarea vizuală a produselor de tutun. Respectiv, în momentul când veți intra într-un supermarket să cumpărați produse de tutun, nu le veți mai vedea toate expuse într-un mod vizibil, ci vor fi în niște dulapuri opace în care va fi scris produse de tutun plus 18 ani. Respectiv, dumneavoastră îl veți deschide, veți alege marca și o veți închide la loc. Voi nu veți vedea cum la momentul actual aveți vitrine imense de țigări. Mai avem 4 minute în cadrul acestei emisiuni. Haideți să vedem pe final aplicarea acestei legi. Va îmbunătăți starea de lucruri raportată la starea de sănătate a concetățenilor noștri? Va contribui la menținerea unei ordini? Care va fi până la urmă așteptările? Eu cred că legea este bună. Însă, faptul că este publicat în monitor oficial încă nu este suficient. Este nevoie ca ea să fie implementată și aici noi nu trebuie doar să așteptăm autoritățile publice centrale, locale să acționeze. Este nevoie, în primul rând, de mass media care să forțeze aplicarea legii și este nevoie de simpli cetățeni care imediat să sesizeze poliția, Ministerul Sănătății, că în anumite localuri nu se respectă. Atunci noi vom avea o lege bună, sănătoasă, care ne va duce spre o viață mai sănătoasă, în general, pentru public. În contextul în ceea ce spuneați dumneavoastră, domnul Brega spunea că va urma o serie de vizite inopinate. Acest lucru ar putea, domnule Sărencu, să arunce lumină asupra acestei stări de lucruri? Vizite. Eu mi-aduc aminte despre un comunicat de presă a Ministerului Sănătății, în care scria că peste 5 zile sau o săptămână, Ministerul Sănătății va efectua vizite inopinate la instituțiile XY. Adică vizitele inopinate, ele ar trebui să fie inopinate. Și ele ar trebui să fie cât mai multe și cât mai severe, din punctul meu de vedere. Eu aș vrea să mă refer în general la ce beneficii aduce legea respectivă, pentru că ați dat întrebarea asta anterior. Eu cred că este o lege foarte importantă, pentru că fumatul era un proces destul de haotic gestionat de autoritățile noastre, care avea un fel de reglementare legislativă, dar nu era clar ce e cu reglementarea asta și cât este ea de aplicat în practică. Eu cred că scopul acestei legi, el de fapt diferă de la un actor la altul. În primul rând este responsabilizarea comercianților. Este timpul să înțeleagă că nu chiar totul este permis. Acea publicitate și promovare despre care vorbea Rodion, acele fete frumoase pe care noi le-am văzut, le vedem, cred că fiecare a trecut prin experiența asta, o fată sau două cu tableta, cu țigări fumați, asta e un mod de promovare inclusiv sexistă a produselor de tutun care trebuie să scăpăm de acest tip de practici. Eu am avut oportunitatea să văd în Statele Unite cum funcționează și acolo nu există gherete, unități. Spuneți, de fapt am lăsat pe final de emisiune să ne spuneți care este experiența statelor vecine, poate. Eu am avut experiența Statelor Unite, unde aceste produse comercializează doar în locurile care au autorizație specială și sunt condiții foarte riguroase. Ele sunt amplasate într-o parte, nu se face niciodată niciun fel de publicitate la astfel de produse. Și este un control foarte strict. Noi, eu aveam experiență că o dată cel puțin pe săptămână sau două ori pe lună erau controle pentru a încerca să prindă vânzătorul la un pas greșit, adică era o inspecție specială care trimitea
minor care nu avea împlinită vârsta de 18 ani și special încerca să procure și foarte rar reușea să procure acestea. Deci dacă cineva vindea produse până la 18 ani, cel mai probabil nu era localnic, era un student care probabil nu cunoștea legea. Pentru că e foarte dur amenda, putea să reuși chiar cu autorizație de funcționare. Eu sper că această lege va responsabiliza și fumătorii, pentru că eu am experiența de a ieși cu bebelușul în oraș și drept lângă mine se oprește omul și a 2-3 și aprind țigara și suflă aerul celă. Hai că eu deja sunt om matur, dar în bebeluș nu are absolut niciun fel de stres. Eu cred că cel puțin experiența de a trăi tine o amendă de 1500 de lei odată o să te responsabilizeze. Și un efect de sistem per general de a reduce numărul consumatorilor de produse de tutun. De exemplu, Turcia a avut experiență de 10 ani de zile deja de a implementa o legislație similară și ei au reușit cu 6% să scadă numărul consumatorilor de tutun. 6% este foarte mult. Deci dacă și Republica Moldova va reuși să ajungă la așa un număr, va fi foarte bine. Domnule Dumitru Sarenc, eu vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat participarea la această emisiune. Vă aducem sincere mulțumiri, domnule Rodion Gabriel. Stimați telespectatori, în emisie a fost Reflector Analitic. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră. O seară bună!